Rasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat ieri seară în mijlocul românilor din orașul suedez Helsingborg. Ierarhul a cântat colinde tradiționale românești împreună cu cei prezenți și le-a oferit daruri copiilor. De asemenea, au fost înălțate rugăciuni pentru reîntregirea familiei medicului român Camelia Smicală, din Finlanda, care este despărțită de copiii ei. Am colindat în aceste zile în Norvegia și iată, în cele din urmă, am ajuns în Suedia, urmând ca să-i vizitez și pe frații noștri români din Danemarca. Am constatat cu bucurie că mulți dintre credincioșii noștri sunt plecați în țară pentru a prăznui Sfintele Sărbători, la oaltă cu cei dragi. Și eu mă bucur nespus că măcar acum, la Sfintele Sărbători, românii noștri care viețuiesc în aceste locuri îndepărtate se întorc în țară pentru a preznui Crăciunul, Anul Nou și Boboteaza în familia întregită. Fiindcă, iată, noi, cei care am rămas de Sfintele Sărbători, am simțit atât de mult nevoia să ne adunăm la oaltă în comunitățile noastre euharistice, în aceste mici insulițe de pe marea cea mare a străinătății. Ceea ce trebuie să învățăm, mai ales acum la Crăciun, este faptul că, deși suntem departe de țara noastră, nu trebuie. Să fim departe de pruncul cel născut în ieslea Betlemului, care unește acum cerul și pământul. Tocmai de aceea ne-am adunat să colindăm, să ne umplem de mireasma sfințeniei acestei prăznuiri și să dovedim că suntem o familie iubitoare și jertfelnică. Astăzi, în a doua zi de Crăciun, ierarhul s-a aflat în mijlocul românilor din Copenhaga.